veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. Ne vom opri în dreptul altului împărat al lui Iuda, Iosia, pe care l-am numit Reformatorul. Este o penultimă lecție după care vom încheia ciclul acesta al împăraților. Deschideți la cartea a doua a Cronicilor, capitolul 34. Acest împărat deosebit a fost un ultim David, după el nemai existând alt rege bun. În 34:2 scrie așa: El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Iată că se poate ca după generații, cine vrea, deși tânăr, să trăiască așa cum au trăit alți oameni de seamă credincioși Domnului în timpuri trecute, generații în urmă. Niciodată nimeni nu va putea da vina că nu poate trăi ca predecesorii săi, credincioși Domnului, din motive de epocă. Oricând se poate trăi și umbla cu Dumnezeu. În cartea a doua, Împăraților, capitolul 23, ca să întăresc aceeași idee, vom observa că sub domnia lui s-a derulat cea mai mare reformă spirituală. 23, de la versetul 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: Prăsnuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acestea nu se prăsnuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda. La acest punct l-am trecut pe David. El a făcut cum nu se făcuse încă dinaintea lui David. Și abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Nu există porunca Domnului care să fie dată în Scriptură și care să nu fie împlinită de oameni atunci când ei vor. Poate pare greu, pare absolut, când citim să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, tot sufletul și toată puterea. Iată un om care a putut să o facă. Și măcar că uneori să faci lucrul acesta individual este mai ușor, el a realizat standardul acesta divin în slujbă, reușind să producă nu doar în propria ființă, în propria casă, ci în întreaga națiune, o refermă de proporții și fără precedent. Vreau să privim mai întâi descoperirea adevărului și, în al doilea capitol, Revoluția Sfântă. În ce privește descoperirea adevărului, un prim subpunct, căutările adolescentului Iosia. 2 Cronici 34. Citesc de la versetul 3. Primele lui căutări, la vârsta de 16 ani. Este vârsta când băieți sau fete încep să-și pună întrebări și să găsească răspunsuri la diferitele probleme de ordin spiritual, doctrinar, teologic și chiar practic. În al 8-lea an al domniei lui, și uitați-vă în versetul 1, 8:8, vârsta la care rusese împărat, 16 ani, deci, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David, probabil din scrieri, din un instinct pus în el de Duhul lui Dumnezeu. A dat curs acestei dorințe sincere. Vreau să văd cum a trăit David. Vreau să înțeleg, să practic. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Deci de la 16 la 20 de ani a fost căutarea și zbaterea lui. La 20 de ani deja avea un anumit înțeles și a trecut la aplicarea practică a adevărurilor găsite. Vom vedea din versetele care urmează sinceritatea sa și chiar a altora din vremea sa, fapt determinant pentru ca Dumnezeu să se descopere cuiva. Dumnezeu nu se descoperă la oameni șmecheri.
Dumnezeu nu se descoperă la cei care n-au căutări sincere. Dar cine este sincer, cinstit, curat la suflet, are șanse înaintea lui Dumnezeu, are har. Și vă citesc în continuare. Au dărâmat înaintea lui altarele balilor și au tăiat stârpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe moprintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altar, le-a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. Deci a făcut o călătorie prin țară. Observăm de la versetul 10 că aurul obținut prin dăruirea poporului l-au întrebuințat la dregerea casei Domnului. Și scrie în versetul 11, l-au dat templarilor și zidarilor, și 12, ceea ce este denotat, oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Oamenii care au găsit apoi cartea legii și care a produs prin efectul lucrat de Dumnezeu prin cuvintele ei, marea reformă, au fost oamenii care au lucrat cinstit la casa Domnului. Dacă ei din banii repartizați pentru reparațiile materiale și-ar fi însușit pentru ei și n-ar fi fost corecți, n-ar mai fi avut parte de același har. Apoi, citim de la versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Nu știm exact dacă e vorba de toate cele 5 cărți sau dacă este doar vreo copie a Deuteronomului, ținând cont că atunci copiile se făceau manual și nu existau multe exemplare. Existau poate fragmente sau cărțile erau păstrate în mod unitar sau separat. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Vă spuneam că erau corecți. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfâșiat hainele și Domnul prin profetesă descoperă starea lăuntrică a împăratului, prin versetul 27. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Dacă el ar fi rămas rece când i s-au citit cuvintele din cartea legii, reacția ar fi fost nulă și rezultatul zero. Dar pe el l-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori și tineri, fiindcă acest împărat era de vârsta voastră în momentele acelea. Când auziți cuvântul, în diversele lui aspecte, fie că este vorba de niște porunci care reglementează, niște sfaturi care ne îndeamnă, chiar niște atenționări sau chiar pedepse sau blesteme, cum aveau ei câteva, sau chiar numai exemplele unor oameni sfinți, toate acestea trebuie să lucreze la inima noastră, dacă ne-o deschidem, dacă ne-o lăsăm înduioșată. Nu degeaba spune Iacov în epistola sa, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Adică lăsați-l să vă prelucreze, acceptați-l. Uneori predicăm anumite adevăruri pe care vedem că nu sunt trăite și ne uităm la reacție în urmă. Dar credeți că numai noi ca predicatori ne uităm să vedem care este reacția poporului? Sau poate niște părinți care sfătuiesc copiii și ei dacă sunt mai mici spun da, da, de teama de a nu fi pedepsit sau a nu pierde niște drepturi, dar încolo fac aceleași fapte ca înainte de sesizări. Dar mai mult decât un predicator sau un părinte, cum să uite Dumnezeu? În timp ce noi de la Amvon citim, oricare dintre noi, sau noi lecturăm acasă Scriptura, citim să fim așa și așa, cuvintele acelea sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă noi facem cum scriem Psalmul 50, punem cuvintele Domnului înapoi a noastră și ni se pare că
Doar nu ne-a spus Dumnezeu nouă direct, dar tot ce scrie în Biblie cu uz general sau chiar particular, dar care se repetă, este la fel de valabil pentru noi. Acest împărat s-a smerit înaintea Domnului și ferice de oamenii care sunt pătruși de cuvânt, cum au fost cei din ziua rusalilor care au fost străpunși în inimă. Numai o inimă străpunsă poate să plângă la predicarea Evangheliei atunci când Dumnezeu vorbește. Și faptul acesta a fost foarte important, determinant pentru tot ce a urmat. Felul în care au ascultat Scriptura. Și în al patrulea rând, tot în ce privește descoperirea adevărului, observăm aici, de la versetul 20. Împăratul a trimis niște oameni la o prorociță. 21, cuvintele lui. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului. Răspunsul Domnului de la versetul 23. Spuneți omului care va trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înainte împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin lucrările mâinilor lor. Adică vinovăția principală a Israelului în chinare la idoli. Rețineți așadar cum a fost descoperit adevărul și cum s-a produs, care au fost originile, izvoarele cele mai mari reforme. O căutare sinceră a unor oameni cinstiți a fost întâmpinată de Dumnezeu cu cuvântul Scripturilor și cu un mesaj profetic. Din astea patru, nouă ce ne lipsește? Cuvânt este. Avem tot Scriptură. Și dacă ar spune cineva că predicatorii nu sunt excelenți, ca să fie explicat, în vremea din urmă cunoștința a crescut și fiecare poate citi în Biblie el. Mesaje profetice, chiar dacă nu abundă anumite mesaje valoroase, sunt, atunci mă tem că nu există dorință de căutare sinceră a adevărului și nu există onestitate și dreptate în ceea ce știm, corectitudine în ceea ce știm cum ar trebui să trăim. Numai atunci Dumnezeu ni s-ar descoperi mai departe. Dar să rugăm să-și lase harul peste noi și să ni se descopere și să lucreze în vremea noastră. Pentru ca noi și copiii noștri, oamenii care trăiesc în vremea noastră și de care suntem responsabili, să cunoască pe Domnul într-un mod cu totul aparte. Cum poate nu l-au cunoscut din generații străvechi, cum am citit despre Iosia, a trăit anumite stări spirituale care nu au mai fost întâlnite din vremea lui Samuel. Vreau să privim acum la reforma aceasta, eu am numit-o Revoluție Sfântă. Ea s-a desfășurat în două etape. Cel puțin așa sunt prezentate lucrurile. 2 Cronici 34, la vârsta de 20 de ani, după cei 4 ani de căutare de care am vorbit, el face o călătorie prin țară, fază în care, spune la mijlocul versetului 3, a început să curățească Iuda și Ierusalimul. Primul lucru. De înălțime. Uneori se crede că reforma trebuie începută cu lucrurile mari, dar frecvent o adevărată restructurare trebuie să pornească de la lucruri mici. Cine nu drege lucrurile mici, să nu se aștepte să aibă biruință în problemele mari. Apoi, idol Astartei, chipuri cioplite, chipuri turnate. Mă gândesc, poate era însoțit de o armată, de un corp militar. Poate era însuțit de sfetnici, de bătrâni ai țării, de preoți, de leviți. Nu știu exact cine a fost în anturajul lui când a făcut acea călătorie prin țară. Dar, în mod sigur, Dumnezeu, prin Duhul Său și îngerii Săi, l-au însoțit. Altfel nu-mi explic cum a putut avea biruință un împărat tânăr să facă reformă. Imaginați-vă că se duce un păstor cu niște cântăreți sau cu alți păstori și cu alți predicatori prin biserici și să spună fraților la pocăință. Nu așa trebuie să stea lucrurile. Și rezistența ar întâmpina. Sau să te iei prin familii, vorbind în plan local. Aici faceți așa ordine, mergi pe strada cealaltă. Ordine și aici, o să te trezești ca în Faptele Apostolilor. Că vin de la casa unde ai fost înainte cu pietri, acum dau telefon și te alungă mai departe și nu poți să faci chiar ce vrei. De aceea cred că a fost însoțit de o forță dumnezeiască. De Dumnezeu care
conducea această lucrare, dar Dumnezeu o face prin oameni. S-a dus prin țară și a operat într-o anumită măsură, nu în mod total. Vă spuneam că reforma a fost în două etape. Uneori ne bucurăm de unii oameni care încep să se miște și elimină anumite lucruri rele. Au fost oameni care foloseau băuturi alcoolice și spun, de azi încolo, la mine acasă nu mai este așa ceva. Alții care scot din viața lor alte lucruri, dar poate mai rămân încă unele lucruri rele. Și Domnul poate să lucreze și succesiv, pe etape. De la versetul 9, tot aici, citim despre preocuparea lor de a repara casa Domnului, care datorită trecerii generațiilor suporta anumite degradări și necesita reparații. Citesc doar 10. L-au dat în mâinile meștrilor sărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului. Unii dădeau banii, alții lucrau. Când se înregistrează o trezire spirituală, o întoarcere spre Dumnezeu, te întorci cu inima și spre casa Domnului. Nu se poate ca să înregistreze cineva pocăință și la biserică să nu dea bani, la biserică să nu muncească, la biserică să nu vină. Că astea sunt legate unele de altele. Unde ai dat bani și vii să te bucuri. Îmi spunea zilele trecute un om de afară, dintr-o anumită poziție socială din oraș și fiind puțin vesel, când s-a deschis biserica aici, eu am cumpărat 7 flori, spunea el. Eu pot să vin aici? I-am spus, sunteți binevenit. Deși un om nepocăit, dacă a adus ceva, se simte legat. Deci nu te poți lega de Dumnezeu fără să te legi și de casa lui Dumnezeu, fără să te atragă casa lui Dumnezeu. Dar este și normal, din moment ce Iosia le-a străcat înălțimile, unde se închină ăștia? Sub cerul liber? Ar fi necesitat să-și facă un altar în fiecare loc. Stârpindu-le locurile lor extrabisericești de plăcere spirituală, i-a îndreptat spre sfântul locaș al lui Dumnezeu. Vreau să citim și din 2 Cronici 22, tot despre această primă etapă a reformei, versetul 4. Suite la marele preot Hilchia și îi spune să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzeau pragul. 6. Să îl dea dulgherilor, zidarilor, petrarilor pentru cumpărăturile de lemn și de pietre ce oplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei, dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Am adăugat versetele acestea ca să vedem diversitatea slujbelor din Vechiul Testament și chiar din Noul Așezământ de la casa Domnului. Orice meserie ar avea cineva, orice aptitudini sau daruri s-ar manifesta prin el, de toți are Dumnezeu nevoie. Dacă are Dumnezeu nevoie de oameni după amvon să predice și aici să cânte, în egală măsură are Dumnezeu nevoie și de ușieri și de muncitori. Dacă Domnul Hristos a avut nevoie de apostoli, a fost nevoie și de niște femei care să-L ajute cu ce aveau. A fost nevoie și de o Marta care să le dea să mănânci. A fost nevoie și de niște bani pe care ucenicii uneori au avut atât de puțini. Alteori au avut ceva, ca și când s-au dus în Samaria să cumpere ceva de ale mâncării. Știți când s-au întors și l-au găsit pe Domnul la fântână. De toți este nevoie. Și Dumnezeu când cercetează o biserică cu trezire spirituală, cercetează cu păstor, cu ușier, cu copil, cu bătrân. Și când Dumnezeu își aduce trezirea, poate să-i trezească pe toți. Și când dă Dumnezeu bucurie, nu se bucură numai unii, nu se bucură numai slujitorii de prim rang, se bucură toți cu îngerii din cer, cu Dumnezeu însuși și cu Duhul Sfânt care lasă roada bucuriei peste noi. Amin. Vreau să privim la a doua etapă a reformei, care s-a derulat începând din anul al 18-lea. Deci la vârsta de 26 de ani a împăratului. Întoarceți la capitolul 23. Această etapă a început cu o adunare sfântă. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului. Sigur n-au încăput în templu. S-a adunat o mulțime imensă. Preoți, proroci, de la tot și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. Este foarte importantă prezența în casa Domnului, inclusiv a copiilor. Mai repet încă o dată ce s-a mai spus, uneori sunt lăsați copiii acasă
Și ei știu uneori cum să pună problema. Vă pot spune că au ceva teme de făcut, când de fapt tema lor de casă este ceva joacă după ce pleacă tata și mama. Sunt situații în care trebuie să se rămână la teme. Dar atenție că uneori poate fi o păcăleală a diavolului. Dumnezeu vrea ca toți să fie la biserică. Niciodată nu vor putea fi cercetați cei de acasă în egală măsură ca cei de la biserică. Degeaba i-au spus ucenicii lui Toma că au văzut pe Domnul. Pentru el nu era tot una. Putea să le spună, voi ați văzut imaginea reală, ați pipăit, și acum mie îmi spuneți, dar ce, urechile mele tot una cu ochii voștri? Nu-i suficient. După ce s-au adunat, a citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. N-ar trebui oare să luăm lucrurile sfinte mai în serios? Ceea ce se citește trebuie primit în stilul în care împăratul a primit cuvântul, cu inima deschisă, sfâșiată, cu lacrimi, și dacă l-am primit și l-am privit ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu ne-ar rămâne în urmă decât să spunem un amin care să aibă valoarea unui legământ. Să fie un amin care să ne oblige, un amin care să ne dea înțelesul că dacă nu urmăm legea Domnului, suntem pasibili de cele mai grave pedepse. Mult mai grave decât acelor care n-au auzit legea. Au intrat în legământ. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile. Și acum versetul 4. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese refăcute pentru Baal. Și de aici mai citesc versetul 6 și apoi 11. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. După ce au făcut legământ în ordine, de sus în jos, împăratul, mai mare, poporul, și s-au angajat să slujească Domnului, a urmat partea practică, ceea ce urmează după amenul de întărire. Și prima lucrare a fost sfințirea casei lui Dumnezeu, curățarea ei. Curățirea casei Domnului va dovedi tot poporului care se adună că ce spunem noi, sau mai exact ce ne-a spus Dumnezeu nouă, este un lucru care trebuie îndeplinit întocmai. Dar dacă nici la biserică lucrurile nu sunt în ordine, ce vor crede oamenii care vin? Vezi de treabă. Doar se spune, dar nici ei acolo nu fac ce spun. Nu pot să nu menționez, fiind vorba de idol și de curățirea tuturor aspectelor păgâne, câteva aspecte care ne bat în poartă și la unele au trecut deja pragul. Vă spuneam cândva că cineva a îndrăznit de sărbători să pun o pancartă într-o țară despre Iisus. Și un neavizat și un necunoscător a zis, ia uite mai pe creștini, nici la sărbătorile astea nu ne lasă în pace și vor să ne spună ceva cu Iisus. Dar ce are Iisus cu sărbătoarea asta? Deci erau total inconștienți că de fapt noi punem pe seama Domnului sărbătorile. Nu știu exact ce vă imaginați dumneavoastră când vorbim despre idolii aceștia din Vechiul Testament. Așa s-o codeau ei, că Baal le va face recorta cât mai bogată și Astarteia va dărui fertilitate. Deci aduc avantaje de la fiecare pentru sezonul lor și pentru ramul lor economică sau pentru nevoile lor. De ce țineau filistenii un zeu pește? Fiindcă ei socoteau, fiind pe țărmul mării, au nevoie atât de animalele astea acvatice, cât și de protecție, să nu vină vântul Eurachilon ca și la corabia lui Pavel peste ei. Nu este la fel și în vremea noastră, nu știu care sfânt este ocrotitorul Bucureștiului, altul, altei localități, tot așa mai departe. Deci, în primul rând, o reformă presupune curățenie în casa Domnului. De asemenea, dacă în casa Domnului există o muzică după sistemul de afară, este tot o infiltrație demonică. Dacă există un anumit program care ține cont tot de situațiile de afară,
bar chiar îmbrăcămintea, dacă este în stilul celor de afară. Apoi, vă citesc de aici versetul 5. O a doua etapă. A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului. Și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodilor și întregi oștirea cerurilor. Versetul 9. Totuși preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azimi în mijlocul fraților lor. 20. A junghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Cel mai greu este de a înlătura oamenii care susțin aceste lucruri rele. Unii le propovăduiesc, alții doar le susțin din culise, din umbră. Și când aceste lucruri se instalează în Țara Sfântă, se cătuiesc tot ce-i dumnezeiesc. Imaginați-vă că am fi făcut o vizită în regatul lui Iuda înainte de reformă. Peste tot n-ai fi întâlnit decât înălțimi, preoți specializați, dacă doreai vreun oficiu sfânt, să-ți aduci vreun sacrilegiu, găsai peste tot, măcar că Dumnezeu le spusese, doar la Ierusalim, acolo va fi numele meu. Și câți oameni profitau de pe urma acestor lucruri. Căci dacă există o industrie înfloritoare în domeniul sportului, cu atât mai puțin, ba dimpotrivă, există o industrie mai înfloritoare în domeniul religiei. Și spune Pavel că unii oameni cred că Evlavia este un izvor de câștig. Câți oameni nu trăiesc pe seama lucrurilor sfinte? Nu ne referim în primul rând la toată gama idolatră, de la cruciulițe până la moaște. Putem trece în tabăra noastră. Dacă ar fi să facem o recenzie a tuturor cărților și a tuturor casetelor care circulă, câte din ele ar fi demne de ascultat? Și câți din acești cântăreți sau autori de cărți ar merita să fie invitați la amvon să predice cuvântul? Dacă privim la învățătura care o strecoară, ne dăm seama că ei nu slujesc lui Hristos. Pentru că dacă mulți din cei din vremea aceea își afișau slujirea direct în fața idolilor, cel puțin ce era în jurul templului sau chiar în jurul vițeilor de la Dan și de la Betel, se afirma că este o închinare înaintea lui Dumnezeu. N-au zis evreii când au construit primul vițel în pustie: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Și festivalurile pentru Iisus au luat locul adunărilor sfinte și s-au denaturat până la carnaval. Oamenii aceștia care profită puțin, că dacă cineva și-a pus nădejdea în Hristos numai pentru viața asta, ăștia sunt niște nenorociți. Aici fac un ban mai ușor, doar cel mai ușor e să trăiești după religie, nu? Dar ei de fapt se pierd. Câștigătorul este diavolul. Lui îi aparțin toate sursele de religie extrabiblică. Și acest Iosia a făcut o ordine. Pe unii probabil care i-a considerat capul răutăților, i-a sacrificat, i-a ucis. Avea libertatea să o facă după lege. Călcarea poruncii întâi, a doua, a treia, cele mai grave. I-a omorât pe astfel de preoți. Har nouă, în Noul Testament nu ni se cere una ca asta. Pentru noi ni se spune doar atât: nu îi primiți, nu le cumpărați lucrurile și toate relele trec pe lângă noi, fără să ne afecteze. Apoi vreau să citim și alte versete, 12 și 13 de aici. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăile de sus al lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda, și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului, după ce le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care au în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon împăratul lui Israel, Astartei, urăciunea Sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea Moabului și lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon. A sfărâmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteile și în locul lor l-a umplut cu oase omenești. Aveau deja sute de ani aceste clădiri, 300 și ceva de ani. Și cine și-ar fi permis să le strice? Probabil purtau deja o placă memorabilă. Această construcție a fost închinată de Solomon, soției sale scumpe din țara Cutare. Dincolo, pe altă creastă a muntelui, altă capiștă. Și Iosia a luat pe cei de la sistematizare, de la urbanism și a pus să schimbe planșele. Gata, facem ordine. Altele au fost zidite de Ahaz, altele de Manase. Și uneori mi-este foarte curios când spun unii: frate, păstorul Cutare a făcut așa la noi. Din vremea lui, el ne-a învățat.
A putut să te învețe Solomon sau Ahaz? Egal. Amândoi s-au inspirat din afară. Dacă nu datează de la Domnul, trebuie dărâmat. Tot ceea ce este rău trebuie anulat. Fiindcă, repet, în vremea noastră, aceste întâlniri, aceste ocazii și astfel de tip de slujiri tind tot mai mult să ia locul lucrurilor sfinte. Dacă îi convoca o seară de rugăciune liberă, doar rugăciune, nu la biserică, să zic cineva acasă, nu știu cât adună, dar dacă anunță, veniți că am o onomastică. Toți se duc, ba încă se duc și plătesc și duc un cadou. Astea nu-i în numele Domnului, asta e în numele respectivului. Și el n-are cu ce să-ți răsplătească, eventual se o returnează ca să nu rămâi de pagubă totală. Slujbele sfinte au altă conotație. Când s-au înțeles tinerii, de exemplu, din proprie inițiativă, mai și sunt, Domnul să-i binecuvinteze, să spună unul încă la 3-4 băieți, veniți la mine, am găsit ceva în Biblie și nu știu exact dacă e așa sau nu, hai să mai invităm și un frate mai în vârstă și să ne învățăm împreună. Ar fi o adunare la care din oficiu s-ar lăsa convocat Dumnezeu. Doar dacă sunt doar forme din acestea pe care Iosia le-a distrus, Dumnezeiescu lipsește în mod total. Putem așadar să menționăm aceste trei domenii de reformă practică. Mai întâi, reforma instituțională în organizație și în prezența la biserică. Dacă noi nu facem ordine în casa Domnului mai întâi, să nu pretindem ordine în casele oamenilor. Oamenii vor avea imaginea scrisă sau nescrisă a ceea ce se petrece aici. Cum puteau să știe oamenii veniți din Zabulon, Neftali, Efraim sau Manase, cum să facă ordine la ei acasă? Fiindcă în jurul casei Domnului se făcuseră fel și fel de anexe, v-am spus, am citit, pe acoperiș, la mansardă, alt chip idolatru. Și astea le vedeau acolo când veneau poate la cele trei întâlniri de peste an obligatorii pentru bărbați, când se întorceau în locurile lor, în provincie, aceeași imagine. Acolo mai întâi trebuie ordine. În al doilea rând, ordinea nu poate trece fără să atingă capetele oamenilor care conduc diversele activități. Ori le schimbă Dumnezeu mintea, ori trebuie să le dăm capul la parte. Capul lor a fost tăiat și a fost ultima jertfă pe altarul lor. Și în al treilea rând, s-a făcut curățenie distrugându-se toate lucrurile idolatre, stricându-se toate amenajările idolatre. Dacă le-ar fi lăsat acolo, imaginați-vă, doar să le spună poporului, rămâne acolo în vârful dealului, înălțimile, dar nu mai mergeți la ele. Credeți că se putea? Este ca și cum ar spune cineva, eu las toate la loc, televizorul rămâne la loc, toată pleiada mea de idol rămâne acolo în vitrină. I-am spus recent cuiva, se trudea să-și echipeze fetele corespunzător și să le provoace la biserică și vitrina era plină de zâne, îmbrăcate sau mai puțin îmbrăcate. Și mi-a răspuns, dar pe mine nu mă afectează. Dar dacă nu te afectează, fă ordine. Copiii vor crește și se vor uita la ele în vitrină. Și vorbea, uite, asta e drăguță. Nu vrea să umble fetele cu batic, dar din alea din vitrine, bibelor, n-avea una batic. Nimeni nu face bibelor cu batic, nu? Eventual vreo călugăriță. Dacă le vezi acolo, astea îți sară în ochi. Eventual un înger n-ar fi ispitit și nu s-ar atinge de ele. Unul care a fost un sportiv, îi lasă mingea acolo la îndemână și spune, tu nu mai ai treabă cu ea. Și dacă nu se uite la ea cu piciorul, măcar o atingi, e acolo și a fost domeniul lui. De aceea trebuie să faci o ordine. Să îndepărți tot ce e idolatru. De aceea spunem porunca a doua. Să nu-ți faci și după aceea să nu te închini. Și acum când ne pocăim, noi ne pocăim numai până la jumătate de poruncă. Nu ne mai închinăm, dar nu o desfințăm. Uităm că e făcută. Radiază-o, distruge-o, arde-o. Și dacă ați reținut, nici cenușa nu le-o lăsa. Să o ducă apa. Bancă Moise i-a pus o bea apa aceea cu cenușă. Leșie pentru interior să-i sfințească și fizic. Totul trebuie anulat și dat la o parte. Altfel le vom relua dacă nu sunt distruse în mod categoric. Dacă aici nu prezentăm o imagine sacră, dacă nu îndepărtăm oamenii vinovați și dacă nu luăm din calea noastră, cum spune Isaia, luați dinaintea mea și dinaintea voastră lucrurile rele și încetați să mai faceți rău. Domnul să ne ajute. Și v-am citit deja imaginea aceea când s-au sărbat Paștele, așa s-au bucurat încât nu mai fusese una ca asta de pe vremea lui Samuel. Vedeți? Cu 1000 de idoli nu te poți bucura ca și cu un singur Dumnezeu, dar bun. Ești ca bietul Solomon. 1000 ai și una nu-i de treabă. Și alții una au și cu aia se bucură. Așa e și în relațiile spirituale, ca în familie.
cu un singur Dumnezeu trăiești intensitatea bucuriei în mod desăvârșit. Și dacă am putut să menționăm mai lucruri bune despre acest împărat, trebuie totuși întoarceți la 2 Cronici 35 să punctăm și o greșeală. Și aici, dacă ne-am auzit noi pe noi și dacă ne-ar auzi cei care trebuie. Am văzut oameni credincioși care se feresc de păcat, care se luptă pentru sfințenie, dar care fac greșeli în organizarea activității lor. Și gândindu-mă la aceste lucruri, mi-a venit în minte un frate din țară, dăruit pentru lucrare, cinstit în problemele materiale, dar care a fost doborât de Satan și de câțiva ani de zile stă pe tușă, acum în plină floare a vieții, nu datorită unor păcate imorale sau unor abateri de ordin etic-moral, nu, și datorită unor greșeli în lucrare care pot să ducă la încăpățânare, ba chiar mândrie, și pe acest fond poți face gafe care să te scoată din lucrare sau să-ți întrerupă înaintarea. În 2 Cronici 35 scrie de la versetul 20, după toate aceste lucruri, după această reformă minunată, după ce a dres Iosia casa Domnului, de acum i-ar fi rămas în țară numai să stea să se bucure cu Dumnezeu, să aibă parte de ani de pace casa mai adineaori. Necomparatul Egiptului s-a suit să se lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia a ieșit înainte și Neco i-a trimis o să-i spună: ce om cu tine, împăratul Iuda, nu împotriva ta vin astăzi. Că de regulă Dumnezeu, când era un împărat credincioș, o țară întoarsă la el, nu le aducea dușmani, ci împotriva unei case eu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat la 39 de ani. Să moară un împărat atât de minunat. A făcut o mutare greșită. Dumnezeu nu l-a trimis la războiul acesta, ba încă i-a vorbit prin împăratul păgân. Oare nu i-a mai fi vorbit și altfel? În mod sigur n-a întrebat pe Domnul. Relațiile de ordin strategic cu împărații din nord-est l-au tras să se lupte împotriva Egiptului și a murit prematur. Poate și el sau cei din jur, cum zice Iov în cartea sa, mi-am făcut planuri și mi-a zis: așa mi se vor termina anii și vor continua în bunăstare și fericire. Dar lucrurile s-au stopat aici, datorită greșelii lui. De aceea rugați-vă lui Dumnezeu și pentru slujitori și pentru toți, nu numai să nu facem păcate, dar să nu facem greșeli în lucrare care să ne coste și să afecteze lucrarea Domnului și pentru unii chiar mântuirea. Nu degeaba Ieremia a făcut un cântec deja, le spune versetul 25. Și toți cântăreții și toate cântărețile au vorbit de Iosia în cântecile lor de jale până în ziua de azi. Și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecile de jale. A fost atât de șocantă moartea lui Iosia, încât i-a inspirat pe toți poeții să compună versuri și pe alții să le pună pe note. Și să cânte toți de jale în toată țara că un împărat minunat a făcut o greșeală. Cum ar putea să fie asta în vremea noastră? Să fie o ceartă, să zic, în biserică sau în cult și unul să spună: mă rup, sau produc o dezbinare. Chestiuni de ordinul acesta, care te abat de la ceea ce te-a chemat Dumnezeu, de la ceea ce ți-a încredințat. Și închei citind de aici, din capitolul 34, versetul 33. Cite și 31. Împăratul stătea pe scaunul de împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatornându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. O reformă nu este altceva decât o înnoire a legământului cu Domnul, o întoarcere la cuvintele Scripturilor. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el. Deci asta înseamnă reformă. Să te întorci spre Dumnezeu, spre Scriptură. Și din nou, ca atunci când te-ai pocăit, sau poate mai profund,
să iei hotărâri solemne că îl slujești pe Dumnezeu. Să-ți refixezi în minte crezul și să-ți revizui toată practica ta religioasă. Haideți să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Dumnezeu vă măsoară intensitatea inimii, cât de tare bateți pentru El. Citeți versetul 33 de aici. Iosif a îndepărtat toate rugăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui. Nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Dacă în tine s-a produs reforma, încearcă să o transmiți în stânga și dreapta, înainte și înapoi. Încearcă să o extinzi în spațiu și încearcă să o menții în timp. Reforma ține o viață întreagă. Extindeți-o în spațiu cât puteți să vă întindeți. Sunați din trâmbițe cât mai tare, ca în ziua sărbătorilor, cum făceau evreii. Să ni se audă glasul, să știe și alții ce credem noi. N-a fost dată Evanghelia să ducem până la marginea pământului? Ia vezi până unde sunt marginea pământului tău. Tu te mai încolo, poate tot ogorul tău. Păi seamănă până la margini. Nu seamănă numai pe lângă picioarele tale. Seamănă cât poți în jur, sămânța asta sfântă. Și menține un timp. Fii mai mult decât un recabit, care știi că ți-a spus Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.